Alex, a trecut și Crăciunul, este următoarea zi. După Crăciun, Moș Crăciun a venit și trebuie să mai vină încă o dată, adică astăzi. Pentru că fii atent, Alex, dacă venim aici foarte, foarte frumos, noi avem, ce scriem, Alex, aici? Ia uite-te, ia uite-te, ce concurs de construit avem noi astăzi, Alex? Aici mi-ai zis că scrie concurs de construit și aici Moș Crăciun. Crăciun. Deci Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun, de nu versus pro. Stai, de nu versus pro, deci sunt doi. Da, ca de fiecare dată, de nu versus pro, pentru că asta este tradiția, Alice, păstrăm tradiția, ce nu-ți place? Ba da, ba da, hai, vrei să spui ceva înainte să știi că o să pun? Da, Alice, vreau, fii atentă, vreau să-mi cânt cătulcit acolo, Moș Crăciun, ia cântă, știi poezia aia, Moș Crăciun, cuplete de albe, o știi? Da, Moș Crăciun, lasă, că nici nu te auzi bine, Alice, să-mi fuge vocea, în fine, fii atentă, trebuie să facem două runde și câștigătorul o să primească 100 de lei, ca de obicei, Alice, și fii atentă. Dacă o să mă bați tu, bă, am impresia că o să mă bați din nou, cum ai bătut la ăla cu omul de zăpadă, pentru că nu cred că o să mă pricep să țin sincer să fac așa cu rotund cu d-astea, dar în fine, nu e ca la omul de zăpadă, poate cine știe, o să câștig eu, Alice. Adică nu sperăm să câștigi tu, ia pleacă, bă, de aici, că deja mă e... Gata, Alice, așa, gata, am plecat din partea, Alice, acum fii atentă, trebuie să ne apucăm, Alice, ai zis că facem asta de nub acum, nu? Da, așa ai zis. Băi, dacă facem asta de nub, în fine, prima oară trebuie să luăm ceva, dar dacă e de nub, trebuie să facem cu ceva mai urâțel, așa, să facem cu blocuri de astea, uite, fac cu de-asta, cu powder, cu chestii de genul acestea, nu știu, facem și cu chestii de genul așa, trebuie să luăm și ceva coal sau ceva black, ce ar putea să fie mai black, așa, cred că coal, nu, blackstone ăsta ar putea să fie, cred că, mai bine și după ce ar mai trebui să mai punem, trebuie să mai punem ceva cu white, hai să punem zăpadă totuși, că, na, așa e normal, că, practic, dacă, de fapt, stai, snow, trebuie să căutăm zăpadă, așa, uite, avem și pe aici, pe jos, zăpadă, mai ales, trebuie să luăm toate materialele astea să ne apucăm, bine, lasă să fie ceva mai de, nu știu cum o să fac ăsta, doar la de pro, mai ales, nu știu, chiar nu știu, mai degrabă, nu știu, să fac la asta de nou, decât la alea de pro, zile să crezi? Bă, prea-mi vine să cred, dar într-un fel mă cam bucur. Ok, dar tu te-ai apucat deja, ca să știi și eu, să știu și eu treaba, să mă mai... Eu da, m-am apucat, ia și bagă. Mamă, bine, gata, Alex, trebuie să iau toate materialele și să-i dăm drumul la challenge, să construim aici, ca să te bat, Alex, pentru că n-aș vrea să pierzi și de data aceasta, sincer, pentru că, da, n-aș vrea sincer. O să pierzi. Alex, mi-am ales toate materialele pe care o să le folosesc și acum încep să mă apuc. Tu ce-ai făcut, Alex, acolo, te descurci și cum faci tu acolo? Cum adică ți alegi materialele? Eu aproape am terminat. Mama, tu deja te-ai apucat, mă, Alex, aproape termin. Cum adică, mă, Alex, hai, mă, pe bune, eu fiu să mai faci un mișto pe bune, adică, pe bune, știu că faci mișto, Alex, nu mai eu spune. Eu deja am terminat, uite-mă, că te aștept aici. Ok, lasă, Alex, că termin și eu acum, fac și eu. Mamă, dar stai că astea cad aici, nu știam de treaba asta, dar, da, cred că trebuie să fac ceva de genul fix așa ca să nu cadă, din păcate, dar, bă, de fapt, da, vezi că arată mai bine așa, cred că chiar așa trebuia să fac în fine, dar dăm așa o formă și noi în partea asta mi-am dat seama de ceva, trebuie să mai folosim, să mai luăm ceva, pentru că la mâini, practic, în partea asta nu pot să fac, deci o să-l fac ceva de genul fix așa, Alice, și bă, cred că o să iasă ceva bine, chiar am impresia că o să iasă chiar ceva bine aici, bă, chiar arată bine, mă, Alice, surprinzător, chiar arată bine, la tine cum arată? La mine arată cel mai frumos pentru noob. A, pentru noob, păi dacă ești un noob, nu-i așa? Bă, păi nu, că așa era provocarea. Păi da, așa era provocarea, ai tu dreptate, dar în fine, fii atent, mă, dacă nu mai cade, ok, nu, că deja am pus toate astea, deja mă încurc cu asta, nu cred că trebuie să folosesc asta, dar mă rog, ia, punem asta așa, mamă, deci, mamă, fix la fel și aici, mamă, ce mă enervează, frate, că am uitat că nu mi-am dat seama de treaba asta, dar în fine, hai să punem așa, foarte, foarte frumos, am făcut asta, facem asta și așa, asta o să fie doar de un bloc, cum ar veni, pentru că trebuie să fie de nou, nu trebuie să fie ceva mai rău, și aici ar trebui să vină, cum ar veni, ceva bărbia, ceva de genul așa, după să vină pe undeva pe aici gura și pe aici pe undeva să vină ochii, pe undeva pe sus, dar nu știu exact pe unde, cred că fix așa pe aici și gura cred că ar trebui să fac cu roșu, de fapt, în loc de ăsta, dacă stau să mă gândesc mai bine, și în partea asta o să fie, practic, fața, ceva de genul așa, culoarea pielii, foarte frumos, mamă, cum arată Stalin, mamă, îmi vine să râd pe bune la cum arată. Eu mai fac rapid niște modificări, că na, știi, să... Da, da, îi mai fac eu acum părul, mamă, cum arată ăsta, zici că... Mamă, știi ce zici că e ăsta al meu, știi, gen, dă-ia de stau așa, nu știu, sau... Mamă, nu seamănă cu cineva, dar nu mai știu exact care e numele, era unde ăsta, foarte, foarte vechi, nu Beethoven, sau parcă Beethoven sau ceva de genul, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă știți. Și da, hai să vedem, trebuie să mai fac aici, fac asta foarte frumos aici, cu mare moșul, practic aici frumos așa, vine partea asta așa, și ales, eu l-am terminat, gata, pe moșul de nub, l-am terminat, nu mai am ce să mai fac, bă, dar vezi că arată bine, mă, și cream cu să arate nașpa. Haide că te aștept aici, vină odată. Mă, stai puțin, tu deja ești aici, ok, Alice, ok, fii atentă, hai să mergem la tine. Da, clasic, la mine, uite-mă, cam așa arată moșul meu, Alice, ce părere ai tu de moșul meu Crăciun?
în de nob. Mamă, bă, dar nu crezi, e urât, e urât. Nu-ți place, nu-ți place? Îți dau 6. 6? Nota 6? Ha, mă, pe bune, Alex, așa, nu știu, bă, chiar nota 6, adică gândește-te că e de nob, nu e de pro. Păi da, asta zic, pentru un nob, chiar e de extrem nob, păi, mai bă, rău ca dar e fel. Bine, cum zici tu, lasă, cum să zic că oamenii scrieți acolo în comentarii, că voi mă bazez să scrieți acolo în comentarii o notă sinceră. Bă, dar arată mișto și așa, bă, dar chiar mie chiar îmi place. Ia să zic, mamă, ce, mă, ce, mamă, Alice, bă, zici că arată interesant, dar n-are mâini, Alice, unde sunt mâinile? Bă, păi, mâinile, nu, că gen, le are băgate aici, pe înăuntru. Da, și pentru treaba asta o să-ți dau și eu tot nota 6, Alice, pentru că ți-aș fi dat 8, dar că n-are mâini, îl dau 6. Adică n-are mâini, bă, tu nu vezi aici, a, care păi mâinile, ia uite. Bă, n-ai voie, gata, 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 stop, că după pierzi, Alice, hai să trecem la runda de pro acum, scriu oamenii în comentariu. Bine, bă, du-te, du-te, hai, pleacă de pe terenul meu, că deja mâinile. Bine, gata, că mâinile vezi tu, Alice, în fine, hai să trecem acum la runda de pro, trebuie să-mi iau toate materialele și aici să vedem cum o să iasă, pentru că chiar sunt foarte, foarte curios, mic am frică, sincer, dar hai să vedem, luăm materialele și începem să-i dăm drumul la construcția cea mai șmecheră de Moș Crăciun. Gata, Alice, mi-am luat toate materialele, am 5 materiale, ceva de genul 5 blocuri pe care o să le folosesc, cred că nu o să mai am nevoie de niciunul altul, Alice, și chiar sunt curios să-mi spui tu acum, ce faci tu acolo, Alice, dacă te-ai apucat, dacă deja, nu știu, ce tu faci acolo? Te miști mult prea încet, eu deja am terminat picioarele și astea. Mamă, păi acum am apucat de picioare, mă, Alice, mă, dar tu cum le faci așa de repede, pe bune, poți să-mi dai și mie să-mi spui secretul tău? Eu, păi, dar nu, că e secretul gustului. A, e secretul gustului, mamă, Alice, am înțeles, am înțeles, mamă, deci am făcut piciorul ăsta așa, trebuie să-l dai și pe ăsta pe undeva mai pe aici, prin partea asta, ceva de genul, și trebuie să-l copiez din nou la fel cum era acolo, cam așa, ceva de genul, bam, 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 să facem și aici așa, și aici așa în sus, și pe aici trebuie să vină practic toată chestia asta, așa, dacă mă uitam așa, am și prin părți, ok, deci trebuie să pun și pe aici prin părți, aici să o ce până în sus, și după trebuie să ne apucăm de partea cealaltă, și de aici o să înceapă greul, pentru că trebuie să-l fac cât de cât rotund, pentru că nu vreau să-l fac pătrățos cum e și în partea ales, dar da, hai să vedem de ce am făcut așa, acum trebuie să mă apuc de restul și trebuie să mă gândesc la ceva, dar revenim imediat. Mai încerc să fac ceva, parcă într-un fel e ceva interesant, sincer m-am gândit să mai fac ceva, mai iau acum teracotă, iau ceva de nu teracotă, concret, vreau, iau un concret mai așa puțin mai maroniu și să pun și eu ceva aici, nu știu, ca și cum ar fi o chestie de asta aici, nu știu, habar n-am care este faza, dar ceva de genul fix așa, uite că am văzut acum că n-avea mai, bă, arată mai genial, chiar arată mai bine, parcă scrieți-mi voi acum în comentarii dacă credeți că arată mai bine și aici, băi, dau o formă interesantă, momentan parcă într-un fel arată bine, dar mi-e frică, sincer, acum facem treaba asta aici, trebuie să mai umplem așa universul, dăm fix așa și ceva de genul să vedem cum o să iasă, Alice, chiar, bă, eu chiar sunt curios, dar să sperăm că o să iasă bine, pentru că eu îl văd bine, dar mie că după nu o să fie prea bine, Alice, dar totuși, hai să vedem acum cum o să facem și vreau să te mai întreb încă o dată, tu mai mult, tu sau, gen, îți place cum arată momentan? Bă, mie îmi place foarte mult cum arată până acum, dacă vrei te și invit să vezi, chiar nu vreau, chiar nu vreau să văd, pentru că trebuie să-l vedem la final, să vadă toată lumea, Alice, și da, bă, da, nu știu cum arată exact, dar trebuie să-l mai fac aici, nu știu, mai fac niște retușeri ceva și vedem, Alice, că e jale cu ăsta, să sperăm că o să iasă bine, că dacă nu iese bine, cred că nu mai vine moșul anul. Bă, Alice, am făcut partea corporală, adică am făcut corpul, mai am de făcut acum capul, trebuie să trec la cap și în partea asta am început ceva, un fel de barbă, să văd cum arată aici, bă, într-un fel arată interesant, dar zici că e o vază sau ceva, nu știu care este vaza, dar cred că dacă mă uit în spate, cred că din spate, a, nu arată foarte, foarte rău, sincer, dar da, bă, Alice, mai mult de făcut acolo tu? Bă, eu mai am de făcut, gen, mai am de făcut aici capul și brațele. Și crezi că e ceva mișto, că o să iasă super, 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 super tare? Ok. Acum trebuie să mă apuc să fac capul, o să-l fac pe undeva prin partea asta, ceva de genul fix așa, cred că atât o să fie toată chestia asta de aici, dacă mă uit eu așa în partea asta, ar trebui să vină fix așa ochii, da, cred că așa o să fie, Alice, fac treaba asta, îl duc așa puțin mai în sus, mă apuc foarte, foarte frumos, să vedem ce o să iasă, Alice, nu știu, chiar sunt mândru, adică într-un fel sunt mândru momentan de ceea ce mi-a ieșit, chiar mi-a ieșit ok până acum și vreau să văd cum o să fie, chiar sunt curios de rezultatul final și vreau să scrie și oamenii în comentarii dacă o să creadă că o să-mi iasă bine sau nu. La mine, da, la tine nu. Ok, Alice, cum spui și tu acolo, dar să știi că nu o să fie la tine, chiar nu o să fie bine deloc. Alice, am făcut și capul, am făcut și barba, trebuie să mai fac mâinile și să fac căciula. Bă, într-un fel arată chiar ok, chiar arată ok, nu arată foarte, foarte rău, dar trebuie să mai fac căciula și Alice și după aceea să vedem cum o să arate bine și mâinile, practic, da, asta trebuie să văd cum să fac mâinile. Cred că o să încep direct acum mâinile și vreau să le fac ceva de genul fix așa, le dau de 3, da, asta le dau fix, fix așa, Alice. Și mâna, bă, dar aș vrea să fac ceva de genul în care o mână ar trebui să fie cu un sac, mă, Alice, să aibă un sac în spate. Aș vrea să fac și un sac, nu știu dacă mai pot totuși să fac un sac
în spate, dar da, dacă fac mâna asta așa, după o să dau cumva ceva de genul așa în jos, așa foarte, foarte frumos. Și din partea asta trebuie să plec cu o chestie super, super tare așa, ca și cum stă cu mâinile în sân, stă așa cu mâinile fix așa, gen la cu mâinile pe el, cum ar veni. Foarte frumos. Și în partea asta trebuie să vină chestia asta direct de aici, ceea ce să fie așa ca și cum are mâna. Bă, cam așa. Mamă, cum arată mâna asta. Mamă, e urâtă, e oribilă de tot. Mamă, Alice, cum arată. Bă, bune, trebuie să fac așa, trebuie să fac așa. Mă, tu ce faci acolo, Alice? Eu, uite, acum îi fac apă aici, îi fac barba să o aranjăm și noi, că na. Ok, ok, mamă, trebuie să mai dau de asta jos, cred că asta e ideea. Și altceva pe acolo, mai ai de făcut? Pe acolo, ceva, multe chestii? Mai am de făcut căciula, brațele și să mai văd aici la cap cum fac, îl fac rotund, știi, și iese cam urât. Ah, ok, am înțeles, mamă, cum arată brațul ăsta, mamă, nu știu ce să-i mai fac, parcă nu arată, bă, ce trebuie, parcă nu arată exact, parcă nu sunt mulțumit de treaba asta, dar da, ia dacă fac și ăsta așa, cred că ar da mai bine așa ceva de genul, dacă pun și în partea asta fix la fel, ia mă, ia, bă, da, cred că las așa, mamă, da, nu prea-mi place, sincer, chiar nu prea-mi place, cred că trebuie să mai dau o de-asta așa pe aici în sus, ceva de genul așa, ia să văd dacă acum, bă, acum parcă arată într-un fel mai bine, dar nu știu exact ce să zic, sincer, ia, mai dau acum, bă, nu, hai, gata, las așa, las fix așa, dar cred că totuși trebuia să mai, dar nu, cred că trebuie să văd cum fac și aici ultima mână, practic, în partea asta și după trebuie să-mi dau așa cu părerea, sincer, dacă l-aș face și la același nivel ar fi bine, nu m-am uitat, sincer, dar, da, o să fac mâinile așa și poate fac eu o pungă pe aici, pe jos sau habar n-am, poate, mama, Alice, am făcut și mâine, nu știu ce părere să-i dau, pătă, într-un fel, e ok, hai, ok, că dacă ceea să mai pune în partea asta, cred că mai trebuie să mai fac asta fix așa aici, ceva de genul și parcă arată mai bine sau nu știu, chiar nu știu, nu cred că arată bine, dar, ia, o scot pe asta aici de sub și o las așa în sus, bă, da, nu cred, lasă, facem așa sau punem fix așa, mă, cum e, lăsăm cum mă lăsasem până acum și dăm fix așa și acum trebuie să mai facem căciula care o să fie ceva de genul, să zicem că asta este partea de sus deja, ia să vedem dacă facem așa ceva de genul, cred că asta o să fie partea de sus, o să fie foarte, foarte frumos aici și în rest, Alice, nu cred că o să mai fac nimic sau poate mai fac ceva, nu știu, hai să văd, trebuie să termin căciula, după mai văd ce mai fac eu. Alice, pot să spun că am terminat Moș Crăciunul, nu cred că o să mai fac nimic, nu știu, mă gândesc, poate mai pun niște chestii prin, pe aici, prin exterior, pe lângă, poate mai fac niște copaci, ceva chestii de la mine, dar am terminat căciula, cam așa arată și cam așa arată tot Moș Crăciunul meu, vreau să scrieți acolo în comentarii ce note ai dat, mie chiar îmi place, bă, Alice, nu știu de tine ce ai făcut acolo, abia aștept să văd, dar mie chiar îmi place moșul meu, chiar arată ok, ia să mă uiți din spate, chiar sunt curios cum arată din spate, bă, din spate nu e el, cine știe ce, da, bă, chiar arată ok, arată ok, mie chiar îmi place, bă, Alice, chiar abia aștept să vezi asta și scrii și voi acolo o notă în comentarii ce note ai dat, pentru că, bă, mie chiar îmi place și scrieți părerea voastră despre el. Alice, m-am gândit mai bine și o să vin la jumătate, nu o să mai fac absolut nimic, am zis că fac doar Moș Crăciun, fac doar Moș Crăciun, bă, arată interesant, chiar îmi place cum a ieșit și nu mă așteptam la treaba asta, asta vreau să spun, Alice, dar chiar e mișto și te aștept aici la jumătate, tu mai mult, că nu vreau să mă uit acolo la tine totuși. Eu, da, cam mai am de făcut aici un săculeț, da, mai am. Mamă, deci tu te-ai pus să faci un sac, nu știu dacă să mai fac și un sac, bă, frate, hai că poate fac ceva așa, nu știu, să iau de ăsta de gol totuși și mai iau ceva mai căul, așa ceva negru, nu știu exact, dar poate fac așa un mic săculeț aici, dacă pot așa undeva pe aici, pe jos, să fie foarte, foarte frumos, bă, dacă pot chiar o să fac, nu știu, să sperăm că o să iasă bine, încerc aici ceva, dacă nu iese o să-l șterg, dar, da, Alice, bă, totuși, cred că o să te bat și fără, nu cred că ar trebui să mai fac eu asta, pentru că chiar am încredere, chiar sunt încrezător și eu o să zic că o să te bat, Alice, la runda asta, chiar așa o să zic, Alice, pe bune. Atunci las că vedem noi, da, dacă ai zis, acum trebuie să faci acolo, să stai, să mă aștept, păi nu da, mai faci. Da, fac aici foarte frumos și, bă, eu te aștept, Alice, nu știu, bă, mie chiar o să-mi placă, sincer, adică, oricum, chiar dacă pierd, chiar dacă nu pierd, bine, nu cred că trebuie să mai fac eu treaba asta aici, nu cred că am o idee așa cum să fac să culesc ăsta aici, sincer, dar, mă rog, hai că văd ce mai fac pe aici, îi dau ceva de cap așa foarte frumos, dacă iese bine, dacă nu iese tot bine, totuși am încercat ceva măcar și cam atât. Bă, de fapt, nu, m-am gândit la ceva, parcă seamănă a clopoțel, hai să facem aici un clopoțel, ceva de genul, facem aici un clopoțel și poate punem și ceva ornamente pe el sau poate lăsăm direct așa, nu știu, habar n-am, dar, da, bă, arată a clopoțel, sincer, chiar arată a clopoțel și o să las fix așa, ia, dacă îi mai adoc două de-astea așa în sus, bă, cred că las așa fix așa, e un clopoțel și facem așa verde ca și cum e un ornament direct pe el, mamă, vezi că arată genial, Alice, chiar îmi place și cam atât o să fie cu asta, nu cred că o să mai fac absolut nimic, fix așa, las, gata, ăsta e tot, nu vreau să mai fac săculeț, am făcut un mic clopoțel aici pe jos care stă jos și moșul care strige și ăsta e tot.
de acum vin la jumătate și te aștept, Alex, mai mult. Însă mai fac aici puțin la săculeț și după aia încă ceva de design și cam gata. Ok, ok, Alex, eu am terminat, gata, sunt aici la jumătate, te aștept pe tine aici să vii și da, vreau să scriu oamenii în comentarii. Chiar sunt curios, scris acum repede dacă credeți că Alex a făcut mai mișto decât mine sau nu. În sfârșit ai venit, Alex, bă, chiar sunt curios ceea ce ai făcut tu și chiar sunt curios ce reacție să ai la al meu. Dar vreau să mergem prima oară la tine data aceasta, pentru că prima oară a mers la mine în prima rundă de nou, dar Alice, pardon. Și nu știu ce vreau să zic, dar în fine, Alice, putem să mergem acolo să vedem ce ai făcut tu prima oară, te rog eu? Bă, putem să mergem, numai că o să vreau eu să te teleportez, pentru că trebuie să vezi dintr-un anumit unghi, da? Stai acolo. Cum ai făcut atunci, acolo, în zăpadă? Ok, ok, chiar sunt curios ceea ce a făcut Alice, chiar sunt foarte, foarte curios, mega curios, pentru că, bă, m-a impresionat foarte, foarte mult la ăla cu omul de zăpadă, dar acum chiar sunt curios cum o să fie, dacă o să fie mai mișto decât omul de zăpadă sau dacă nu o să mă impresioneze deloc. Sper să nu mă impresioneze într-un fel, dar într-un fel aș vrea, pentru că aș vrea să câștig eu, dar chiar aș vrea să am și concurență, așa. Închide-ți ochii. Opa, 3. Bă, unde sunt aici? Mamă, cum se vede asta? Credeam că sunt în aer, Alice. Ai 3, 2, 1. Poți să mă uit? Da. 3, 2, 1. Ce? Asta e Moș Crăciun, Alice? Da. Asta pare ca un spiritus sau ceva, un fel de la un rău făcător, Alice. Sigur nu e un hoț costumat în Moș Crăciun? Bă, ia, uite, vină mai atent. Deci avem aici bătoșei. Așa, ok, ok. Altceva? Ia să-mi prezentarea tot. Chiar sunt curios. Bă, da, ce? Mă, ăsta are gaură, nu ce e aici? Ia, uite, am intrat direct în el. Păi ce e aici? Mă, n-are nici creier ăsta, Alice. Mamă, îi vai de capul lui, să vezi de chivos. Nu, tu nu înțelegi. Aici ai făcut gen că știi că el are aici descheiat, știi? Și am făcut ca și cum înăuntru are puf. Ai deschis acolo cum ar... ok, ok, ok. Și da, bă, Alice, nu știu ce să zic sincer, dar ăsta e ce? Ce ăsta aici? E un glob sau ce e ăsta? E un cadou. Un cadou și ăsta este ce ăsta? Ăsta e sacul sau ce? Că ziceai tu că faci sac. Da, și în sac nu se află nimic. Vedem că e aici unde stă acolo. Hai că ți-l umpli aici frumos și da. Bă, dacă mă uit așa la el, m-a zis, bă, nu știu, ți-am zis cum cam ca ce ar semăna el, sincer, nu știu, vreau să zic că și oamenii. Hai să mă uit și din spate cum arată. Mamă, cum. Bă, arată, bă, mie îmi place cum arată din spate. Chiar îmi place cum arată, Alice. Bă, nu știu. Adică forma capului chiar e super super genială de la spate, dar în față, sincer, nu prea îmi place. Pare ca un copilaș ăsta, adică nu pare ca un moș, ca un moș bătrân, Alice. Cam pare un copilaș, sincer. Cum adică? Păi așa pare, nu știu, asta e părerea mea, dar hai să văd și pălăria. Da, mă, bă, nu știu, pentru efortul depus, hai că-ți dau un nou, Alice, un nou, atâta meriți, sincer. Nouă, bă, bine, bine, lasă, dacă corectezi așa la sânge, ia să te văd eu. Păi acum hai să mergem și la mine, fii atent, 3, 2, 1, uite-te, mă, Alice, uite-te cum arată ăsta, că-mi place la nebunie, Alice, uite ce părere ai de el. Bă, ce-i bună asta? Uite-te, leacă, ce-o pățit aici, au făcut pe el și-o dat pe papugi, nu, asta nu e darăsele, nu e darăsele ăsta, mă, cum adică, mă, Alice, uite cât de frumos e, bă, al meu, în primul rând, ăla e clopoțel, ok, și al meu, uite-te la fața lui, că chiar zic că e un bătrân, chiar zic că e Moș Crăciun ăsta la tine. Păi, da, și uite-te, leacă, are trei aici, trei straturi de cap, ce-i ăsta, l-ai făcut, abia palid, ia, uite, abia poate să mai respire, nici măcar nu-i cap rotund, ce-i asta? Cum adică, uite-te, ce frumos arată, Alice. Asta ce-i, ăsta ce-i, stai aici pe tron, mi-ai făcut tron, e clopoțel, ți-am mai spus mai devreme. Ăsta-i clopoțel? Da, ce ar putea să fie, e un clopoțel gen așezat jos, de-aia se vede așa, Alice, nu e interiorul, nu se vede. Bă, nu știu, trebuia să faci și tu ceva aici, să arate ca și cum e, știi? Da, în fine, la ce față ai făcut tu la el, nu mai comentez, în fine. Ce părere ai tu de el? Uite-te, bă, mie chiar îmi place, uite-te așa și cu burtica lui, cu mare și toate astea așa până sus de tot. Bă, mie chiar îmi place, sunt foarte mândru de construcția asta pe care am făcut eu cu moșul, chiar nu mă așteptam, sincer, atât am de zis, chiar nu mă așteptam. No, eu am să-ți dau tot așa, un 8. Un 8? Ai, mă, pe normal, când... Bă, nu, un 9, un 9, scuze. Ok, ok, este foarte interesant pentru că mi-a dat 9, scrieți acolo în comentarii ce note ne dați, cine a făcut mai frumos, pentru că asta este runda decisivă, adică suntem așa la limită, ne-am dat 9 amândoi și rămâne decizia voastră și în total să vedem, pentru că la aia, bă, cât mi-ai dat, mă, 6 mi-ai dat mai devreme la prima rundă, dar, Alice? Da. Ok, și eu ți-am mai dat, cât ți-am dat, mă, și nu mai știu, sincer. 6. Nu, eu ți-am dat 8 sau 9 sau ceva, nu mai știu. Nu, mi-ai dat tot 6, ai zis că pentru că ți-am dat, o să-mi dai și... Adică este egalitate la ambele runde, asta înseamnă că rămâne decizia, chiar e 100% decizia oamenilor aici. Noi am făcut egalitate practic între noi, dar oamenii decid cine o să câștige ce 100 de lei, Alice, din partea, da, vedem că a plecat, scrieți acolo în comentarii și da, eu chiar sunt surprins, scrieți acolo în comentarii părerea voastră sinceră de fiecare construcție în parte, mai ales da mea, sincer, chiar sunt curios dacă vă place sau nu, dacă m-am priceput sau dacă doar cred eu, am impresia că aici e mișto. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.